declarația politică intitulată Dați o ultimă șansă de a începe Spitalul Regional de Urgențe Iași în acest mandat. Domnule președinte, stimați colegi, când am fost ales în 2012 în Parlament, formațiunea pentru care am candidat a făcut o serie de 10 promisiuni ieșenilor sub denumirea Manifestul pentru Iași. Chiar dacă formațiunea nu mai există și chiar dacă nu mai fac parte din guvernare, am considerat întotdeauna că promisiunile din acest manifest sunt prioritare pentru activitatea mea. Au fost 3 mari proiecte promise pentru Iași: aeroportul, autostrada și spitalul regional. Din păcate, până acum nu s-a realizat decât aeroportul, instituțiile responsabile pentru acest succes fiind conduse de liberali. În rest, nimic pentru Iași. Nu vreau ca la anul când vom trage linie să mă ascund în spatele faptului că am fost 3 ani în opoziție. Dimpotrivă, aș vrea să laud guvernul care a realizat marile proiecte ale Iașiului. Autostrada a fost îngropată de guvernul PSD, fiind trimisă undeva în josul listei de priorități. Am încercat din răsputeri să pornim proiectul autostrăzii. Toate luările de cuvânt, interpelări, întrebări, declarații politice sau amendamentele propuse de mine în Parlament nu au fost susținute și de colegii de la guvernare din PSD. Spitalul regional este un proiect de care, de asemenea, nu se aude nimic. Îmi propun ca în perioada ce urmează să convinc cât mai mulți colegi parlamentari, indiferent de partid, să punem presiune pe guvern să pornească acest proiect vital pentru Iași. Este important pentru pacienții ieșeni, pentru cei din toată Moldova, dar este esențial și pentru a păstra și a aduce medici buni în țară, care să poată lucra în condiții civilizate. Ministrul Sănătății a spus că dorește să construiască acest proiect cu fonduri europene, dar până la depunerea dosarului s-au întâmplat o serie de lucruri negative. Deocamdată lucrurile nu se mișcă în această direcție. Fostul primar Nichita s-a lăudat cu 5 amplasamente publice, iar interimarul Chirica a uitat complet de acest proiect. Pentru început am intrat în grevă japoneză, de aceea port această banderolă cu însemnele Spitalului Regional și susțin în fața dumneavoastră și în mass media importanța demarării proiectului. Voi face tot ce este posibil pentru ca în bugetul pe anul viitor să fie incluse cheltuielile necesare construirii spitalului, indiferent de forma finală a finanțării. Stimați colegi, contez pe sprijinul dumneavoastră pentru realizarea acestui proiect. Deja peste 100 de colegi au semnat această inițiativă și țin să le mulțumesc. Sunt convins că astfel guvernul, indiferent care va fi următoarea perioadă, va ține cont de demersul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție, deputat Anton Doboș de Iași.